Dacă aveți în plan să mergeți în vacanță, trebuie să fiți atenți și la medicamentele pe care le puneți în bagaje. Potrivit serviciului Vamal, unele pastile sunt interzise în străinătate și trebuie rețetă eliberată de medic. Nici cantitatea de medicamente nu trebuie să depășească necesarul pentru tratament pe perioada călătoriei. Copiii lucrurile sunt neprevăzute, ce iau de obicei ceva pentru pișcături, țânțari, tot felul de insecte, un spray de prim ajutor. De obicei nu-mi iau nimic, dar cred că ar trebui luat, nu? Dacă schimb clima, mergi undeva în vacanță, nu știu, cu altă, în altă, da, țară, cu altă climă, atunci e foarte posibil să răcești. Cele mai frecvente afecțiuni în călătoriile de vară sunt infecțiile respiratorii, intoxicațiile alimentare și insolația. Recomandăm tuturor oamenilor să-și ia medicamentele care ei le cunosc de primă necesitate. Eu aici nu mă refer să ia tot farmacia cu dânșii, dar efectiv să se gândească predispunerea lor către alergii, către infecții respiratorii, către pancreatite sau intoxicații. Și atunci, luând pe capitole toate patologiile, tu știi exact ce medicație ai putea să-ți iei cu tine. Trusa medicală pentru vacanță trebuie să conțină medicamente pentru diaree, dureri de stomac, medicamente care ameliorează alergiile pentru durere, febră, răceală, de asemenea leucoplast și pansamente sterile. Turiștii trebuie să verifice regulile cu privire la medicamente, unele necesită rețete și sunt strict reglementate, altele sunt interzise. În cazul medicamentelor cu restricții, rețeta se va prezenta obligatoriu la vamă și trebuie să conțină denumirea medicamentului, perioada de administrare și doza admisă. Medicamentele se declară verbal și nu se percep taxe. Vameșii ne recomandă să fim atenți și la medicamentele care le aducem din străinătate. În perioada estivală, persoanele care se întorc din odihnă, de la odihnă, iau cu sine din țările din care vin medicamente în cantități exagerate. Și de foarte multe ori medicamentele pe care le introduc în țară nu sunt omologate în Republica Moldova. Deci este tot un factor important ca medicamentele introduse să fie omologate sau recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă nu sunt omologate? Nu se admit, pentru că ele de fapt nu sunt recunoscute la noi. Vameșii de la aeroportul Chișinău au găsit ieri în valiza unui pasager 170 de cutii cu medicamente, toate nedeclarate și transportate ilegal, și a fost începută o anchetă.